Din 18 septembrie, românii pot accesa o nouă tranșă de titluri de stat tezaur cu maturități de un an și 3 ani, cu dobânzi anuale de 6,25, respectiv 7,10%. Titlurile de stat au valoare nominală de 1 leu și sunt în forma dematerializată. În 2023, în cele 8 ediții ale programului, românii au investit peste 7,56 de miliarde de lei, iar numărul total al subscrierilor este unul consistent, peste 178.000. Titlurile de stat pot fi cumpărate între 18 septembrie și 12 octombrie online numai de către persoanele fizice, care sunt înregistrate în spațiul privat virtual pentru titluri lansate prin intermediul unităților trezoreriei statului. Operațiunile care pot fi realizate online sunt deschidere cont de subscriere pe numele investitorului la o unitate a trezoreriei statului selectată, subscriere titluri de stat tezaur, virament al sumelor din contul de subscriere al investitorului către un cont bancar pe numele investitorului. Pentru mai multe detalii cu privire la subscrierile online, accesați Ghid Tezaur Online și Tezaur Online între 18 septembrie și 13 octombrie de la sediul unităților trezorăriei statului. Și, de asemenea, titlurile de stat mai pot fi cumpărate între 18 septembrie și 12 octombrie în mediul urban și 18 septembrie, 11 octombrie în mediul rural, prin subunitățile poștale ale Companiei Naționale Poșta Română S.A. Dobânda este anuală, plătibilă la termenele prevăzute în prospectul de emisiune. De asemenea, titlurile de stat emise în cadrul programului Tezaur sunt transferabile și se pot răscumpăra în avans. Un investitor poate efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul unei emisiuni. Investitorii au posibilitatea anulării subscrierilor deja efectuate doar în perioada de subscriere prin depunerea unei cereri. Sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuării subscrierii. Veniturile obținute din investirea în titlurile de stat lansate de Ministerul Finanțelor sunt neimpozabile.